Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Am ajuns în bisericile noastre, sfinții să stea cu capul plecat și păcătoșii să zâmbească, să stea cu capul sus. Pentru că nu mai predicăm Biblia, predicăm povești. Dumnezeu însă ne spune astăzi altceva, că păcătosul, în psalmul 1, ar trebui să stea cu capul plecat, că Dumnezeu îi vorbește. Îl doare. Și eu când îmi spune doctorul, mă, ai mâncat ce ai vrut, în tinerețe ai băut ce ai vrut și acum te doare ficatul și te plâng. Stau cu capul plecat. Nu-mi place, nu-mi convine. Dar iau cuvintele lui, iau sfatul lui și mă duc acasă și vreau să fiu vindecat. În seara asta vreau să fiu vindecat, nu de ficat. Că pot să mă duc bolnav cu ciroză în rai. Vreau însă să fiu vindecat de mândrie. Vreau să fiu vindecat de minciună, de invidie, de ură. Că mulți vin la botez și spun, eu nu mai fumez și nu mai beau. Și? Vreau să spun ceva, dacă bârfești, îți faci mai mare rău decât dacă fumești și dacă bei. Că dacă bei și fumezi, îți distrugi plămânii tăi și ficatul tău. Dacă bârfești, distrugi o biserică întreagă. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, vreau să fiu vindecat de bolile trup, de bolile spirituale mai întâi, nu neapărat de ale fizice. Toată ziua văd că vin bilete la amvon, rugați-vă că sunt bolnav de aia, de aia, de aia, oameni buni. Aș vrea să văd că vin bilete la amvon care se spună, rugați-vă că sunt la un pas de divorț, că-mi urăsc nevastă, că am înșelat-o, că stau și mă închid în cameră la pornografie. Câți bărbați fac asta? Le știu din mărturisiri, nu le-am citit pe internet. Vreau să spun, dacă faci asta, tu trăiești în preacurvie. Și dacă Dumnezeu vine astăzi, tu mergi în fundul iadului și rămâi aici pe pământ. De aceea vreau ca Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Chiar dacă nu ne convine și nu ne place, oameni buni, ascultați-mă. Nu mi-am lăsat 4 copii acasă și soția însărcinată cu al 5-lea, ca să vin să vă spun lucruri care vă plac. Dacă vă spun ceea ce vă place, și eu și voi mergem în iad. Eu vreau să vă spun ce aveți nevoie, și avem nevoie de pocăință. Avem nevoie de smerenie, că suntem prea mândri. Avem și noi un telefon și nu ne mai poate spune mama și tata nimic. Ai și o mașină mai faină și ai băgat-o în fața bisericii și te crezi tare și mare. Vrei să spun ceva? Dumnezeu nu ne clasifică după ceea ce avem, ci după ceea ce suntem. Și dacă nu ești copilul lui, poți să ai toate blocurile din Cluj și să le dai în chirie. Tu ești cel mai sărac om. Și dacă ești copilul lui, poți să stai în chirie toată viața. Tu ești cel mai bogat om, că ai cerul. Atunci când te pleci pe genunchi, mai simți prezența Lui. Vreți să faci un cap bogatul ăsta? M-am spus aseară, nu înseamnă că dacă ești omul lui Dumnezeu, o să fii toată viața sănătos. Lazar a fost omul lui Dumnezeu și cel mai bun prieten al lui a fost câinii. Că atunci când ești bolnav, puțin te caut. Uitați-vă să vedeți. Când e sănătos, toată lumea te sună. Când ai bani puși deoparte, 1000 de euro, toată lumea te sună și te caută. Și când ai tu nevoie să împrumuți bani, răspunde, încerci să suni și te răspunde. Număr inexistent. Că asta e lumea în care trăim. Oameni buni, vreau să vă vorbesc la această seară despre 5 lucruri pe care bogatul le-a făcut prea târziu. Și sunt șanse mari să le faci și tu, dacă nu mă asculti în seara asta. Nu pe mine, pe Duhul Sfânt. Uitați-vă că ne-am obișnuit să facem lucruri prea târziu. Mă uit și văd oamenii, câtă vreme omul e în viață, e bârfit, e batjocorit, îi spune că e nebun. Îi spuneam ieri la frați, la masă. N-am văzut cum crezut în Biblie până aseară, până ieri în avion, când vineam spre voi. Spune el să-i către un fiu al prorocilor, ia-ți cu casta cu un vilen și du-te și unge-l pe el. Dar când ajungi acolo, vezi că e ustă și cu alți oameni. Scoate-l pe Iehu afară, du-te la pe cameră și unge-l acolo. Și omul lui Dumnezeu, fiul prorocului, merge, găsește pe Iehu, spune cu alții la masă, îi spune, vină deoparte, merge în altă cameră, cât acasă în împărață, vedeți. Îi spune, auzi, tu vei fi împăratul lui Israel. Îl unge cu un velen.
Biblia, a deschis-o și așa funcționează. Bine că uitați la Biblia, scrie asta. Dacă n-ai citit de doi ani, nu știu dacă știi cum e asta. Vreau să vă spun versetul care nu l-am văzut până azi. Când vine Iehu însă împărat, știți ce întreabă aia care stăteau la masă? Ce-o vrut și nebunul ăla? Uitați-vă că așa scrie. Ce-o vrut și nebunul ăla? Cine e și nebunul ăla? Nebunul. Zice ce era ăla? Era proroc omul Dumnezeu. Și m-am gândit câtă vreme trăiești și predici și slujești, unde te fac nebun. Și nu mai spun alte cuvinte. Vreau să vă spun asta ceva. Ce nu înțeleg eu? Cât timp trăiești, te bajocorești de omul și când mori, zice, bă, dar au fost un om extraordinar. Bă, zice, a fost un om de ozit. Dacă mai trăia ce vreau. Oameni bune, slujați-vă la cei care ce vreau să vă spun. Faptul că scrie coroane la mormântare la om, vei rămâne veșnic în amintirea mea, bă, la mine mai este bun. Spune-i acum așa ce e tare, draga mea, nu ești cel mai bun. Nu când e plecat de el. Spune acum soțului tău, te iubesc. Pilda asta ne vorbește despre un om care a făcut câteva lucruri prea târziu. Și noi suntem oameni, suntem generația care amânăm. Uitați-vă la copiii noștri, îi spui du gunoiu. Du-te și du gunoiu. Zice că trebuie să-l trimiți până în America. Așa de greu merge. Tati mă duc, zice. Și amână și tot amână. De cât timp ai vrut să-i cumpere o floare la soția ta? Întreba cineva pe casă, cumperi flori de 8 martie. Și am zis, dacă numai de 8 martie cumperi, faci cea mai mare păcat. Ai înțeles ce spun? Ai înțeles ce spun? Te-ai tot gândit să-i spui soției tale, mă, dragă, te iubesc. Dar ai zis, mă, nu, e gol să mă gândesc chiar așa. Dar înainte când îi trimiteai 50 de SMS-uri pe zi, înainte de nuntă, nu te umileai. Înainte îi spuneai, nu pot fără tine. Astăzi spui, pot fără tine. Mă descurc și fără tine. Stai tu acasă cu pruncii, că mă duc eu în oraș, zici. Adică cu frații. Oameni buni, am văzut copii care atunci când părinții au murit s-au dat cu capul de zicriu. Tati te iubesc, mami te iubesc. Acum? Eu am venit la voi astăzi să vă spun ceva. Că fiecare lucru și are vremea lui. Și lucru care nu-l faci la vremea lui, dacă îl faci la altă vreme, nu mai are valoare. Spune o cântare, dă-i acum din pâinea ta lui Iisus, foamea să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Dă-i acum cât e bolnav, cât e ars ca vrejul, căci în cer, în veci de veci, nu mai ai prilej. Acum ai bani în buzunar și spui către bubosul de Lazar, să muncească, mă, dacă îi trebuie bani. Să meargă și el în Anglia, cum am descurcat eu, mă descurc eu, să descurce și el. Dragii mei, ascultați-mă. Într-o zi unii vor obla după Iisus cu sempe și pe-n cer. Nu-ți foame, zice. N-ai vrea să-ți dau haina mea? Și Iisus îmi spune, acum abia târziu. Când o să vezi în cer pentru un pahar de apă cât de bine plătești Iisus, ai zis, Doamne, acum aș da și apartamentul meu, dacă mai vreți eu, da. De multe ori, dragii mei, facem lucruri prea târziu și încheie introducerea mea destul de lungă, spunându-vă că într-o zi Absalom o fugit de la David. S-a omorât fratele din cauza că fratele s-a solicitat-o pe soră și l-a omorât. S-a plecat și a fugit în țara filistenilor. După 3 ani de zile la Absalom, dacă ar fi avut telefon, Absalom s-ar fi tot uitat pe telefon să vadă un apel de la tata. Au trecut 3 ani, oameni buni. 3 ani. Au zis, mă, m-am înțeles, nu m-a sunat o lună, nu m-a sunat 2 luni, de Crăciun nu m-a sunat. Dar au trecut 3 ani. Vine Ioab și vorbește pentru Absalom printr-o femeie din Tecoa. Și David zice, a, am înțeles, deci despre Absalom, deci spune-mi să vină duce acasă, dar să nu-mi vadă. Vine acasă Absalom și stă nu departe de casa împărătească, 5 ani de zile. După 5 ani de zile, pune foc la ogorurile lui Ioab. Ioab vine la el și spune, ce vrei? Zice, bă, omule, mi-e dor de taică meu, mă. Du-te și spune la taică meu că vreau să văd. Mi-e dor să mă sărute taică meu. Mi-e dor să-mi spună, Absalom, te-am iertat.
sar peste câțiva ani și mergem direct la moartea lui Absalom. Știți ce spune David în ziua morții? Ceva ce nu a spus toată viața cât Absalom a trăit. Absalom, fiul meu, te-am iubit. Te iubesc, o, Absalom, fiul meu. Știți ce cuvinte erau astea? Cuvinte spuse? Pe-a zi. 5 ani de zile nu i-ai spus nimic. Măcar un semestru să-i spune, o scrisoare. Nu i-ai spus nimic.